găsit, incidentul s-a petrecut aseară în comuna Pâncota din județul Arad. Un echipaj de poliție a încercat să oprească în trafic un șofer pentru un control de rutină. Când a văzut agentul, acesta a apăsat accelerația și a plecat pe lângă echipajul de poliție. Agenții au pornit imediat pe urmele lui și au ajuns până în localitatea Sântana, la aproximativ 15 km departare. Aici, autospeciala polițiștilor s-a izbit de o altă mașină de poliție în care se aflau alți colegi de-ai lor. Patru agenți au ajuns la spital, iar azi noapte, în jurul orei 3, a fost depistat și autoturismul pe care l-a urmărit polițiștii. Mașina era abandonată pe o stradă din localitatea Olari, la aproximativ 10 km de la locul producerii accidentului, iar în această dimineață polițiștii au reținut și patru tineri, doi la domiciliu și doi într-o pădure din proximitatea orașului Pâncota. Toți ar fi aflat în autoturism, iar la volan ar fi fost un tânăr de 18 ani. Polițiștii l-au testat cu aparatele alcool test și drug test cu rezultat negativ. În urma investigațiilor medicale, doi polițiști au ajuns grav răniți la spital și au rămas internați. Unul a fost diagnosticat cu răni care nu necesită internarea, iar cel de-al patrulea nu a suferit răni care să necesite îngrijire medicală.